Așa m-am gândit eu, așa mi-a venit mie, așa. Deci este... Corala este titlul pe care l-ați pus ultimei lucrări? Corala asta, care mi-am supărut că ține de... Suna ca atare. Deci face referință la... Este, sau mărturia vie a acestei spuse a dumneavoastră, care este... Pictura se ascultă cu urechea. Da, pictura se ascultă cu urechea. Pictura are aceleași virtuți ca și muzica. Are aceleași virtuți, are și diezi, are și minori, are și... Mă-ntr-o carte undeva spre părerea mea, este senzația mea. De altfel, eu lucrurile astea pretind că le trăiesc la nivelul emoții, nu a senzației. Senzația este mai la suprafață, așa. Emoția este ce se așează în timp și ce te construiește pe dinăuntru, așa. Iar drumul artei nu e în afara omului. Aia e partea științii. Drumul artei e în interiorul individului. E invers. Dacă știința se demonstrează, asta se consacră. Ceea ce presupune timp. De fapt, o altă spusă este că mintea e făcută să facă loc inimii. Da. Asta este, spatea este, asta e emoția. Asta e emoția. Așa, deci putem să începem aici conversația noastră despre ceea ce este în spatele picturii și, de fapt, care se vede, pentru că nu este un mesaj neapărat care transpare, sau titlul, titlul face lucrarea, cum a spus-o în altă ocazie. Nu, nu are nicio legătură. N-are nicio legătură. Eu n-am nicio legătură cu narația. Eu am pretins că sunt non-verbal. Goașele acelea care le faceți, cu tuș chinezesc, și care a spus că sunt... de un negru de 32 de nuanțe în pictura clasică chineză. Aia e performanța civilizației cromatice sau a fabricației de culori al chinezilor. Ei au 32 sau 36, au o groază de nuanțe. Pe urmă am verificat ce se întâmplă în nuanțele astea. Există negruri, categoria de negruri calde, care le scoate din tot felul de tot felul de coloranți. Negru ăla e cald, se duc spre sepia, așa, și este cel rece, care primește nel indigo, care primește albastru prusiș, albastru de Prusia, și atunci el se răcește. Dar ca să ai percepția asta, stai vreo 30 de ani cu ochii pe ele, știți? Da, și astea le-ați folosit, deci... Nu le folosesc conștient, le folosesc din nevoie, nu știu cum. După aia îmi dau seama că le-am... Intuiția mea le combină, da. Da, dar au apărut în seria aceea pe care ați făcut-o omagiu victimelor ca dispărute în lagărul de concentrare de la Maidanek. Da. Aia a fost o temă literară pe care noi am încercat să o transpunem cu imagini artistice și am creat tot felul de imagini. Eu nu m-am apucat acolo să fac cu oameni să povestesc ce se întâmplă acolo. Eu starea de spirit a lucrurilor lor am consumat-o, ca să zic așa. Dar a fost pe nuanțe de negru, astea care toate au fost. Dar acolo a fost altceva mai... I-au păsat o originalitate, le-am folosit într-un tip original care mă privește, într-un fel, tehnic. I-ai folosit tehnic într-un fel, într-un fel special. Când au avut calitatea ăstora făcută de ăștia. Da. Asta m-a inspirat, ca să spun, asta m-a provocat. Dar restul pe paletă nu pun negru niciodată. Griurile mele țin de... de discul Newton, unde toate culorile, dacă le pui la un loc, sunt albe. Eu plec de la ăla încoace, de la alb încoace. Ceea ce apare să fie extras din, să zic, stampa japoneză sau chineză, nu sunt numai
aspectele tehnice formale sau culorile, nu, ci nu. Este și gestul. Gestul. Și mai ales eu stopit după semnăturile lor și după scrierile lor și poveștile lor. Au o scriere și mai este o chestie care trebuie bine observată. Dom'le, la început a fost imaginea, nu vorba. Biserica spune că la început a fost cuvântul ca propagandă. Și comuniștii spun la fel. Că cuvântul, asta e, toată ziua, rândvârș. Dumnezeu a aprins lumina întâi când a făcut lumea. Ceea ce înseamnă că imaginea a contat. Când a deschis, dimineața te uiți în jur. Nu asculți în jur. Păi să nu ne îndepărtăm de imagine. Să ne mai gândim puțin la semnul ăsta în pictură, în momentul în care așa, a devenit el. Ce vreau să vă spun, hai să o ducem să sărim epocile și vedem pe ansamblu pe ce se întâmplă. O imagine se lecturează așa, să se citește. De exemplu, în Europa intri în pagini de la stânga la dreapta. Este o... În Orientul Mijlociu intri de la dreapta la stânga. La japonez, de sus în jos, în scrierile astea. Intri în pagini de sus. Ei, în pictura abstractă, lectura e globală. Asta e invenția secolului nostru, lectura globală. Globală înseamnă imaginea asta să fie recepționată întreg spațiul plastic care ți l-ai avut în discuții, să-l recepționezi odată ca artist trebuie să excluzi elementele care bruiază lectura imaginei globale. Deci semnul, hai să spun așa, care se regăsește în pictură ca ideogramă în extrem orient, aici apare într-un fel dominant, fără gravitate și fără, apare decontextualizat. Da, este imponderabil. Este imponderabil în pictura dumneavoastră. Am avut titluri de expoziție cu titlul ăsta imponderabil, unde nu exista, iarăși imponderabil, aia ținea... Și tot de literatură, de aia le-am așa întors. Le-am făcut să fie valabile fără ca să aibă jos și sus. Adică jos în sensul puneai lucrurile grele, lucruri... În școală când am intrat eu, maestrii mei care învățase și ei mai pe la Moscova, mai pe la Paris, jos punea culori calde și sus culori reci. Deci că tot cerul și toate sunt reci. Mi s-a părut o prejudecată. Și iar eu cred că pictura luptă împotriva, e o permanentă revoluție pictura. Luptă împotriva unor prejudecăți care țin lucrurile pe loc. Deci aceste ideograme care sunt din extrem orient și pe care dintr-o dată le vedem că sunt de la semnăturile care apar, de exemplu, pe spiritul muntelui, scrisul apare după aceea sub o altă formă, transpare așa în pictură. Da. Deci nu este vorba de sensul cuvântului, de semnificația cuvântului, este vorba de gestul de a picta. De exemplu, eu am crezut întotdeauna în lectura activă. Adică gestualismul are dinamismul lui. Și dinamismul vine de acolo cu... linia, în general, își caută forma și nu-i oferi șansa să se închidă ca să intre în formă. O las linii și atunci o linie în complementare cu altă linie, fie că e de culoare, fie că e de valoare, de alb, de închis, deschis, ne duce la alte stări. Este nevoie de a-ți controla simțurile, de a le enerva, de a le... Și de a le exprima, da. Da, de a le exprima. Da. Și de a-ți găsi perfecțiunea. Și atunci cel care vine și când vine în opera ta, vine și te citește unde ești tu mai coerent, unde ești mai rotund, unde ești mai realizat. Nu se uită ce ai făcut, dacă e țărâncuța cu cofița, cu ciobănei, cu...
Ce mi-a plăcut foarte mult când ați spus că în fața tabloului cu Muntele Roșu, care a fost... Aia a fost colaborarea mea cu chinezii, cu chinezii care au venit și au făcut o expoziție aici de ceramică, o manufactură din China, care ei erau foarte modești, erau foarte tânără. E o manufactură doar de 500 de ani. Cu ce m-am dus eu? Eu m-am dus ceva adecvat spiritul lor, cu o sinteză, cu un gest mare, așa, care era Muntele Roșu. Și el s-a stat puțin și a spus că nu mă înțelege. Că nu mă înțelege. Poate am vrut să spun spiritul muntelui. Că muntele, că e altceva. Și între munte și apar eu. Și nu mai poate fi muntele. Dacă eu am apărut între astea, între partea vizuală și eu, băi, s-a schimbat treaba, nu mai e ăla. De la japonești, cu expoziții care au venit de la japonești, cu kimono-uri și cu grafisme de astea, cu scrieri. Vai de mine, copleșitor. Copleșitor. Și atunci am văzut unde sunt originele arte abstracte. Era o relație de semne, eu nu mai vedeam și el nu se mulțumea numai cu scrisul, cu semnificația lucrurilor spuse. Era relația între petele de culoare care fosea textul. Și m-am uitat, am rămas și sigur asociat în expoziție cu kimono-urile care erau și ele un spectacol. Totul e un spectacol, tot. Dacă ne referim la semnătură, este unul din tablouri care am observat că avea trei datări. Era semnat și avea trei datări, 1985, 87 și după aceea 2005. Deci cum se potrivește, să zic așa, spontaneitatea cu care se unui gest cu a relua un tablou? Cum aveți curajul să reluați un tablou după atâția ani, că 2005 sunt deja 10 ani mai târziu? Eu vă spun cum se întâmplă. Luala i-a lipsit ceva și a stat sub supravegherea mea ani de zile. Și când lucram pentru alte lucruri, am văzut soluția. Umblând cu culoarea în ochi, având culoarea în ochi, semnul, am văzut că îi lipsește luala asta. Și m-am dus și l-am pus după 5 ani. De altfel, nu se potrivește, dar ceva are chinezii. Eu am un maestru pe care l-am urmărit în China, Țibaiși, un acorealist celebru. Și citesc acolo în Țibaiși, într-o traducere rusească, să știți că rușii l-au tradus, i-au tradus pe ăștia. Au un bagaj cultural foarte solid. Și l-am găsit la Moscova, cartea. Și am citit și eu cu un rusnac lângă mine și și ăla făcea o observație foarte interesantă. Țibaiși spunea că nu scoate acorela din mapă să fie văzut decât după un număr de ani. Și anii treceau de la 5 în sus. După 5 ani o ținea în mapă. Și după aia o scotea. Acum, că se fixa acolo, că ea lucra în continuare pigmenții aia, să așezau și ei între ei, nu știu... Nu poți, că nu-s de acolo, nu sunt legătură cu ei, să-i întreb, știți? Dar am sezizat, m-a intrigat. Și de ce o scoate după ani de zile? Asta, arta modernă trăiește un moment, cred eu că îi se adaugă, suspansul. Și suspansul este timpul. Și cu atât e mai valoros, cu cât timpul ăsta de explicații, de la emoții, la explicații mai mare. Trăiește emoția și pe urmă te întrebi de unde vine. E unul din parametrii mei. Adică una din descoperirile mele, știți?